La nivelul municipiului Buzău s-a tot ridicat problema celor care scormonesc în tomberoane și lasă mormane de gunoi în urma lor, dar și a celor care aruncă deșeuri la marginea orașului pe câmp. Și în ultima perioadă, astfel de cazuri au fost depistate de polițiștii locali care au în vizor aceste zone. Pentru a stopa fenomenul, polițiștii locali au organizat ample acțiuni, în urma cărora s-au dat amenzi de peste 8.000 de lei. Polițiștii locali din cadrul Direcției de Poliție Locală Buzău, Serviciul Ordine Publică, au acționat pe raza municipiului Buzău în scopul depistării persoanelor care aruncă deșeuri menajere sau reziduri provenite din demolări în alte locuri decât cele stabilite de lege. Cu această ocazie au fost depistate un număr de 16 persoane care au fost sancționate contravențional în conformitate cu prevederile hotărârii Consiliului Local 18 din 2008. Valoarea acestor sancțiuni s-a ridicat la peste 8.000 de lei. Polițiștii locali dau asigurări că astfel de acțiuni vor continua și în viitor pentru a descuraja această practică a scotocirii în tomberoane, dar și a depozitării deșeurilor la marginea orașului.